Există însă o variantă mai ieftină de cazare și, prin urmare, tot mai populară printre români. Rulota. Taxele de camping sunt mici, confortul e maxim. Doar investiția inițială este mai greu de suportat, dar se recuperează treptat din economiile cu vacanțele următoare. În plus, dealerii vând rulote de toate felurile și în rate. Aici avem aragazul, chiuveta, totul este la curent, frigiderul, congelator, spații de depozitare. E doar una dintre sutele de case pe roți instalate la mare de românii care vor să stea mai mult în concediu, dar pe bani mai puțini. Ne aduce tot ce ne trebuie, ne gătim, mâncăm exact ceea ce dorim. Costurile pentru o vacanță la rulotă sunt incomparabil mai mici față de cazarea de la hotel. Taxele de camping și conectarea la curentul electric costă zilnic în jur de 60 de lei. Tot mai mulți turiști români abandonează hotelurile în favoarea acestor rulote și au foarte multe avantaje. Unul dintre ele, marea, este foarte aproape. Trebuie însă făcută o investiție inițială. Foarte ieftine sunt rulotele la mâna a doua. Cele mai vechi, de 30 de ani, costă în jur de 1000 de euro. Cele noi, în schimb, dar cu dotări generoase, ajung la aproape 10.000 de euro. O autorulotă costă minimum 30.000 de euro. E însă un adevărat apartament pe roți, cu bucătărie, baie complet echipată și apă caldă. La produsele de lux, prețurile pasă ajungă până peste 102.000 de euro. Criza a redus vânzările de rulote cu 25-30%, însă apetitul pentru acest gen de turism revine în forță, spun comercianții. Au și oferte tentante de leasing, ca la autovehicule. Cu un avans de 2.000 de euro și o rată de 150 de euro, în 5 ani de zile vă puteți achiziționa cel mai recent model de rulotă.